exclusive are colega noastră Ștefania Duca din redacția Antena Star. Îți spunem bună dimineața din nou! Neața din nou, bine v-am regăsit! Vorbim despre Catrin Elsandu după ce și-a anunțat divorțul la sfârșitul anului trecut. Vedeta se află din nou în pragul unei decizii importante. Catrin a fost sfătuită să-și ierte soțul infidel, familia, dar și prietenii au sfătuit-o pe vedetă să treacă peste infidelitatea lui Gabriel Trifu de dragul celor două fete ale lor. Ba mai mult decât atât, se pare că vedeta încă își iubește soțul. O bombă de presă am primit-o în urmă cu câteva luni de zile, când Catrin Elsandu și-a anunțat despărțirea de Trifu pe Facebook. Cum se și obișnuiește de altfel în ultima perioadă, ai văzut că toate vedetele și anunță despărțirea. Ori faci conferință de presă, ori scrii pe Facebook. La noi mai subțire cu conferința de presă, da. Noi intri direct în scandal. Oricum, a fost diplomată și e o fată fină, așa cum am cunoscut-o dintotdeauna, doar că a trecut printr-o adevărată dramă. Timp de aproape un an de zile a încercat să-și refacă această căsnicie, să o ia pe drumul cel bun, nu s-a putut. Din contră, a fost sunată de către amantă, de americancă, așa de altfel așa a și fost... Noi? De exact, aceasta este varianta oficială, așa a anunțat că soțul ei trăiește în paralel cu o altă femeie. Ea a fost nevoită să se mute din acea casă în care amândoi au investit până la urmă, amândoi în toți acești ani de zile. Să nu uităm că ea a renunțat la toată cariera de aici, la prietenii de aici. A renunțat pentru iubire și tocmai de exact, aceea nu o să dea niciodată în bărbatul care a construit o casă și doi copii, niciodată nu o să dea într-adevăr, adică nu o să știm realele motive pentru care ei s-au despărțit, pentru că un cuplu când se desparte nu e doar din vina cuiva, este vina comună. De altfel, ea a și rugat pe toată presa din România și pe toți prietenii de aici să o lase în pace o perioadă, își dorește discreție și toată nu dorește să explice. Tot divorțul ăsta, mai ales de dragul copiilor, pentru că acei copii au acces la informații, au acces la Google, au acces la Facebook. Dar ei sunt în divorț sau în pragul divorțului? Ei sunt... Exact. Nu știm că nu suntem lângă ei acolo. Exact. Divorțul trebuie să se pronunțe, doar că, uite, spuneai tu de dragul copiilor. Credeți că de dragul copiilor Catinel va putea... aici, ca să divorțeze, ar trebui să divorțeze tot în România, și nu crezi în America. Că o să o ia de la început, ar putea să treacă peste această infidelitate? S-o de dragul copiilor? Să o ia de la început împreună cu Gabriel sau separat? Împreună. Eu nu cred. Nu cred că ea este genul și nici el, din moment ce a făcut acest pas și a decis acum un an că trebuie să trăiască cu altcineva în afară de mama copiilor și femeia pe care el spunea că o iubește, nu cred că mai este cale de întoarcere. Adică dacă stai să aștepți un an să vă împăcați... Am înțeles că ea e sfătuită să se împace, nu? Exact. E sfătuită să se împace cu prietenele ei și... Cum se spune, toți am făcut împenii la viața noastră și toți merităm o a doua șansă. Acum că poți să-i oferi sau că poți să accepti să mergi mai departe și să încerci să nu-i reproșezi persoanei respective ce a făcut, pentru că asta este cel mai dificil lucru din lume, când știi exact prin ce ai trecut și dacă te împaci să mergi mai departe, trebuie să nu reproșezi. Iar ea nu cred că... Cam greu. E greu, mai ales că sunt și doi copii, mai ales că erau de foarte mulți ani. Vorbim împreună. De aproape 10 ani de zile, exact. Vorbim de o afacere pe care au construit-o amândoi, de Dar o de casă în care au investit amândoi. De viața ei, pentru că este încă tânără și frumoasă și deșteaptă, el la fel, așa că fiecare cu fiecare. Nu s-a terminat bărbații nici la Gabriel, nu s-a terminat femeile nici la Catriel. Deci știi cum e? O căsnicie e o căsnicie. E adevărat, trebuie să o iei de la capăt, are doi copii, e nu greu. Nu mai merge, și... de ce să insiști pe ceva ce nu merge? Mai bine o lași, rămâneți în relații de prietenie pentru binele copiilor și vă înțelegeți ok ca părinți despărțiți și mergeți înainte. Da, tu știi că pe vremea părinților noștri, pe vremea bunicilor, se făceau astfel de compromisuri. Era să o rușine să divorțezi. Exact. Era... Ce zice lumea? Ce o să zică lumea? Ce zice vecinul de dedesubt că mami pleacă de acasă și trebuie să-și împartă lucrurile? Da. Cred că asta a făcut și Catrinel, dacă ar fi să ne luăm după toate știrile apărute, pentru că ea a luptat foarte mult să-și salveze căsnicia. A încercat un an, nu? Sincer, așa cum o știm, da, și diplomată, ea a recunoscut într-un interviu și cred că acel interviu l-a oferit chiar în perioada despărțirilor, fără să puncteze acest lucru. A recunoscut pentru prima dată că ea a mai fost înșelată de Lucian Viziru, dacă vă duceți aminte de relația mai lor mult medializată. Mai să fii înșală. Dacă mie, la mine vine cineva să-mi spună un bărbat care nu a înșelat, e... Da, cu cine crezi că a înșelat-o? Cu ce mai bună prietena ei? Dragostea nu are... Nu alege dragostea. Și am auzit că nașul a fugit cu fina. Până la urmă s-a căsătorit cu fina. Adică niște încurcături astea. Nu ai... Asta e. Dacă într-adevăr e dragoste, e dragoste. Ține, nu ține. Nu prea ai ce să faci. Cine, uite, tu ce ai sfătui eu pe Catrinel Sandu să facă? Eu aș sfătui eu să-și vadă de viața ei. Viața singură. Ei însemnând aici, nu în singură. România sau acolo? Unde este ei mai bine, dacă are afaceri acolo, de ce să nu rămână acolo? Are afaceri, dar în același timp... Copiii sunt într-un sistem educațional acolo, într-un ritm educațional acolo.
Bine. Părinții ei poate să se ducă tot timpul acolo? Nu. Eu am înțeles că el deja a venit la ea și a cerut scuze, deja bate asta spre retragere practică, adică vine, consideră că familia e mai importantă decât o, nu știu, o aventură. Știi pe care a avut-o. Familia e mai importantă, dar separat, să trăim și separat. Se întâmplă anumite momente în viața unui cuplu în care se poate rupe ceva, dacă reușești să legi chestiile astea și să treci peste într-un fel, nu știu neapărat dacă ăsta e cazul. Dar poți să treci peste, știi? Dar nu poți să uiți. Poate să fie ideea. Relația mai solidă. Da, e adevărat poți că nu să poți. Nu, poți să mergi mai departe, poți să treci peste multe, multe lucruri întâmplate, dar nu poți să uiți. Și asta spun, să-i dea Dumnezeu înțelegere și înțelepciune să nu reproșeze dacă se vor împăca. Atât. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Noi o pupăm pe Catherine Sandu. Așteptăm ca în fiecare vară, așa cum ne-a obișnuit, să vină în România, exact, să-și viziteze prietenii. Exact, cred că vă poate spune exact ce s-a întâmplat. Așa este, o pupăm.